Salut, sunt Ovidiu, suntem din nou la Edotech și astăzi vreau să fac cunoștință cu amplificatoarele de la marca Audio System și o mică parte din sistemele de cablare și soluțiile de integrare în autovehiculele dumneavoastră. Aș vrea să încep cu amplificatoarele din seria C. Aici avem un amplificator de 4 canale, este un amplificator foarte micuț. Dezvoltă o putere de 40W ori 4 la 4 ohmi, respectiv 60W ori 4 la 2 ohmi. Ce putem vedea aici la el? Avem și reglaje, după cum se poate vedea, da? Avem intrările cu RCA și pe aceeași intrare de RCA putem să facem o selecție din acest buton dacă dorim să fie semnalul high sau low. Doar prin apăsarea acestui buton. Dacă avem un player original, da, unitatea mașinii originală, vom folosi un adaptor de genul acesta, care va întrerupe sistemul de alimentare al difuzoarelor și vom veni cu un cablaj de acest gen. Acesta este un cablaj pentru un amplificator de 2 canale. Avem și cablaje amplificatoare pentru 4 canale, da? Ele sunt cu mufe ISO, da? Se vor cupla aici, îmi voi lua din unitatea centrală, îmi voi lua semnalul care îl voi duce la amplificator și de la amplificator, tot prin acest cablu, îl voi aduce înapoi spre cablu original al mașinii, da? Și mă cuplez din nou aici și nu voi aduce niciun impediment, să zicem așa, nu voi încurca nici cum instalația mașinii, vom păstra garanția mașinii dacă mașina dumneavoastră este în garanție și vom avea un sistem curat, să spun așa. Nu se taie niciun cablu, nu se adaugă absolut nimic în plus față de aceste cabluri de conectică. Bun, haideți să trecem mai departe. Tot amplificatoare, avem gama micro. După cum se poate vedea, sunt de clasă D. Aici avem 3 tipuri de amplificatoare, adică avem pe 4 canale, avem pe 2 canale și pe un canal, cu puteri diferite, bineînțeles. Aceste amplificatoare se pot remarca, să spun eu, prin faptul că tot așa avem reglaje full, da? Și intrarea la fel, este o intrare pe același pe aceeași mufă pot să intru cu semnal low sau high și selectez din buton cum am intrat în el. Deci un montaj foarte simplu, în cazul în care de la playerul cu care vii cu semnalul aduci cu RCA-uri, avem și aceste mufe adaptoare, da? Care se vor conecta la mufa amplificatorului și putem să intrăm aici cu RCA-urile și facem selecția pentru intrarea respectivă. Ce mai are acest amplificator? Și în general, amplificatoarele de audio system putem să oferim aceste telecomenzi care se pot și splitui dacă avem două amplificatoare și dorim să folosim doar o singură telecomandă, da? Avem un splitter care va putea controla două amplificatoare dintr-o singură telecomandă. Să trecem mai departe. Ce mai avem interesant și zic eu că până acum nu am văzut la multe branduri, sunt seriile tot de la Carbon, cum e aceasta, dedicate pentru pasionații de car audio, dar sunt deținător de un cap tractor, au o firmă de transport și nu au soluția pentru 24V. Noi avem și această soluție pentru 24V în cazul în care sunteți interesat să-i oferiți șoferului o călătorie plăcută în cabina dumneavoastră de cap tractor sau tir, cum se spune. Așa. După aceea, ce vreau să mai menționez, dacă facem instalări mai profesionale, cu modificări, cu
sau chiar incinte și dorim să implementăm un amplificator în incintă sau într-un sistem personalizat, avem și aceste amplificatoare, da, care se vor adapta foarte bine proiectelor voastre, după cum se vede. Este foarte simplu, simplu de prins, vom tăia doar un dreptunghi, se va atașa asta în încintă și se prinde în șuruburi și de aici vom avea toate corecțiile, intrările, alimentările și tot ce avem nevoie. Eu zic că și asta este o soluție binevenită în domeniul de car audio. Să trecem puțin mai departe, să urcăm un pic nivelul și să accesăm sau să abordăm amplificatoarele dedicate cu DSP. Deci aici avem un amplificator cu DSP incorporat. Care are 8 intrări, suportă de la 2 la 4 volți pe intrare low, iar pe intrare high suportă de la 5 la 20 de volți. Ieșirea, aici după cum puteți vedea, eu am și o ieșire, da? Deci ieșirea o am de 5 volți pe preout. În cazul în care doresc să amplific 4 difuzoare, voi folosi acest amplificator și mai am și un subwoofer, voi putea folosi un amplificator dedicat clasă de mono pentru subwoofer, respectiv un micro sau, mă rog, un carbon, oricare altul care este dedicat pentru subwoofer. Și topul, să spun așa, de la Audio System, după cum se poate vedea, avem un ambalaj interesant. Da, prima dată am crezut că vorbim despre muniție, dar nu, este o muniție doar auditivă. Și avem acest procesor de 12 canale. Ce e plăcut la procesoarele acestea? Nu voi avea nevoie de un aparat cu care să-mi fac reglajul la ele, doar voi descărca pe laptop un program și cu cablu care vine direct în pachet voi face reglajul sau pot să fac reglajul pe un card SD și să-l introduc aici și el își va citi și își va face reglajul în funcție de cum l-am făcut eu. Ce vreau să mai subliniez la procesoarele de sunet, au intrare optică și ieșire optică. În cazul în care automobilul dumneavoastră este de generație mai nouă și doriți să folosiți alimentare, adică să folosiți semnalul optic, avem intrare și ieșire optică. Și acestea fiind spuse, încheiem și ediția de astăzi. Și dacă v-a plăcut sau aveți vreo întrebare, nelămurire, un subscribe și adresați în comentarii întrebările respective. Vă mulțumesc!